Salutare, dragii mei! Facem astăzi retrospectiva unei săptămâni încărcate, a unei săptămâni în care s-a ieșit în stradă, iar politicienii sunt singurii care nu au înțeles de ce. Au pus asta pe seama unui moment de surescitare emoțională, amestecată cu un fel de iresponsabilitate față de stabilitatea economică a țării care a fost pusă la grea încercare. Politicienii nu au înțeles că pentru prima oară de la Revoluție nu mai era vorba de ei, ci de noi. Cei care au ieșit în stradă au ieșit în primul rând împotriva lor înșiși, pentru că s-au resemnat, pentru că au tăcut, pentru că au acceptat, pentru că au fost la fel, pentru că numai printr-o astfel de atitudine puteau să-și recâștige respectul pierdut și demnitatea. Respect și demnitate nu față de ei ca persoană, ci față de ei colectivul, față de ei ca societate, ca țară, pentru că suntem de prea multă vreme un neam bolnav, alienat, care nu am știut să ne comportăm ca o comunitate, ca o familie care își iubește fiecare dintre membrii ei. Clasa politică nu vine de pe Marte. Clasa politică suntem noi. Vine din rândul nostru. E la fel de coruptă, la fel de mincinoasă, de incompetentă și ipocrită, ne reprezintă exponențial. Ca atare, soluții miraculoase cu fete mari la guvernare nu există. Dar există altceva care s-a câștigat în stradă și de care trebuie să ținem cu dinții. Există acea dorință de schimbare adevărată în fiecare dintre noi. Există acel precedent dureros care ne-a demonstrat, fără echivoc, faptul că din corupție se moare la propriu. Există începutul stropit cu sânge nevinovat al unor tineri, al nașterii societății civile în România. Pentru că până acum nu am avut așa ceva. Au fost doar măscărele ale liderilor sindicali și al unor ONG-uri, mână în mână cu clasa politică și compromise, la fel ca acestea. Se vorbește despre nume, despre propuneri. Nu despre asta este vorba. Nu vom avea politicieni impecabili peste noapte, însă e important să se vină în față, în primă instanță, până la o primenire naturală, dar pe repede înainte, oameni decenți, nu cu cei care au pe frunte peceta corupției, nu cu cei care s-au compromis până în prezent, nu cu semi-analfabeți, nu cu personaje penibile care dansează samba sau tricotează în direct. Nu, cu persoane rezonabile. Vor urma alegerile și atunci va trebui să cernem bine, va trebui să-i trecem pe toți prin filtrul exigenței personale. Și cel mai important, va trebui să stăm cu ochii pe ei. Asta face o societate civilă sănătoasă. Veghează la modul în care oamenii pe care îi votează și care sunt angajații lor își fac treaba. Iar când nu o fac cum trebuie, îi demit. Angajează alții. Asta trebuie să facem. Să-i determinăm și să avem grijă ca fiecare dintre ei să-și merite fiecare bănuț, fiecare privilegiu, fiecare pensie specială. Hai că se poate! Și nu-i mai lăsați pe alții să vă spună că nu. Românio, fii bărbată! Comunitatea care a avut de suferit în tragedia de la Clubul Colectiv este această intelectualitate discretă, subtilă și marginalizată a României, care a făcut loc în ultimii 20 de ani unei pături de neointelectuali, cumva țipători, flașnetari, care citesc 3 cărți și citează 5 biblioteci după aceea și spun că tu nu ai dreptate și că tu nu faci parte din noul trend politic și politicos în același timp al României. Aici este furia, a explicat la Digi24 medicul psihiatru Gabriel Diaconu, el însuși un rocker declarat. Inclusiv oamenii care la momentul de față susțin că sunt solidari cu colectiv, ei habar n-au cu ce sunt solidari. Ei sunt solidari cu o durere pe care nu o înțeleg, de care îți spun un lucru. Acum o săptămână s-ar fi dat la o parte, ne-ar fi înjurat cum ne înjură de obicei, ne-ar fi spus sataniști cum ne spun de obicei, ne-ar fi spus lucrurile alea cumva clișeiar de așa pe care le folosesc, pentru că lor le spuneai că există furie acum, nu. Există o chestiune ciudată, există o frică vis-a-vis de furie și nu este furia lor. Este furia noastră, furia lor este dublată de o rușine pentru că își dau seama că dacă până mai ieri puteau să întoarcă privirea în direcția cealaltă, puteau să spună, uite, sunt puști ăia zgomotoși care după aia se duc, se droghează, fac tot felul de ritualuri, nici vorbă de așa ceva. Astăzi se uită cum puștii ăia au murit, dar lasă că au murit ei. Au murit alții, oameni de vârsta mea, oameni de vârsta ta, care s-au întors după ei să-i scoată la suprafață pentru că erau solidari cu ei. Tu gândește-te că oamenii care astăzi, mâine, poimâine vor fi înmormântați, au scos alți puști din foc. Spune-mi tu mie, câți politicieni, vreau să te întreb un lucru și să-i întreb pe oamenii care se uită la noi.
cât din politicieni, dacă vreunul de-ai lor din partidul lor ar fi într-o situație absolut identică, spune-mi tu mie câți dintre liderii noștri politici s-ar întoarce într-un cub în flăcări ca să scoată pe altul de-a lor de acolo. De asta spun că trăim în lumi paralele. Prefericirea sa, Daniel, este un pic cam nefericit. Obraznici din presă nu mai au nicio limită și nici respect și îl iau la întrebări ca pe un civil obișnuit. De ce biserica nu a avut o reacție după tragedia de la colectiv? A fost marea dilemă. Iar Daniel a lămurit-o imediat. El nu se roagă în cluburi. El se roagă doar în biserică. Iar după replica asta s-a urcat fain frumușel în bolidul său cu geamuri fumurii. Să vine lumea la biserică, nu la club. Acolo au murit, dar noi ne rugăm în biserică. Asta este rânduiala la biserică. Nu facem vedetiți noi din slujbe. Rămâi aici. Ce vin preoții? Dacă nu vin, de ce nu vin? Asta este atitudinea ostilă față de biserică. Noi ne retragem în spațiul liturgic al nostru, ca în timpul prigoanelor vechi. De acord cu preafericitul. Preoții se roagă în biserici, nu în cluburi. Mă, dar să prind eu picior de popă, de Crăciun sau de bobotează venit la încasat de bani fără factură și chitanță. Într-un context în care lucrurile sunt destul de agitate, dar paradoxal cât se poate de lucide, e momentul să vorbim politicos, dar apăsat. Pentru că nu se mai poate doar cu jumătăți de măsură, cu acea diplomație de baltă de după cireș. Nu, trebuie să vorbim politicos, dar punctat. Iar dacă nu putem pentru că suntem mai efervescenți, să spunem lucrurilor pe nume, cu subiect și predicat, dar tot politicos, nu altfel. Ca și tipul pe care o să-l vedeți în imagini în cele ce urmează. Tot politicos le spune politicienilor, mă, nu vă mai faceți planuri, nu vă mai frecați mâinile, că uite, Oprea își făcea planuri despre cum o să mute MAI-ul în sediul Antenei 3 și n-a mai apucat. Să spui că oamenii ăia care au murit la colectiv nu sunt altceva decât sataniști, nici nu denotă altceva decât gradul de cultură inferioară pe care îl are România de la Revoluție încoace. De 26 de ani sunt exact aceiași oameni care votează an de an pentru litru ăla de ulei, pentru punga aia, kilogramul ăla de zahăr. Oamenii se exprimă în diverse moduri și da, noi rockerii, dacă putem spune, pentru că și eu fac parte din cercul ăsta, noi uneori așa ne exprimăm, cum se exprimă Guță și Salam prin plângând și prin plânsete și bocete, exact așa ne exprimăm noi. Așa ne exprimăm noi furia față de sistem, urlând! Urlând! Ca să nu vă mai spun că de fapt semnul ăsta în cultura heavy metal este un semn de pace. Căutați pe Wikipedia dacă nu credeți. Și aducem acum pe la emisiunile de tabloid pe unii dintre supraviețuitori să ne spună povestea lor tragică. Ce știi tu, măi, măruță, despre muzica rock, despre heavy metal? Ce știe Simona Gherghe? Ce știe Capatos despre tot ce înseamnă fenomenul ăsta? Ne-ați prezentat atât de frumos cum am fost, atât de tragic. Au murit arhitecți, oameni care au masterate în economie, manageri buni. Da? Păi dacă erau așa de buni, de ce n-au avut niciodată loc la voi pe canapea, la voi în emisiune? De ce n-am auzit niciodată la măruță, la tine, de Goodbye to Gravity și erau doar o trupă de underground? De ce? Dacă îi respecti atâta. Concluzia de bază este, nu mai credeți în toate bullshit-urile de la TV, totul este făcut, manufacturat pentru audiență, absolut totul. Nu interesează sub nicio formă adevărata poveste, vor doar povestea lor așa cum o vor ei. Tot ce vedeți și ce citiți în presă este măsluit, așa că încercați de cele mai multe ori să citiți printre rânduri, să treceți prin filtrul gândirii voastre, gândiți pentru voi și atât. Iar aseară, pentru prima oară de la meciul României cu Argentina din 94, am fost din nou mândru că sunt român. Am fost mândru când am văzut câți oameni s-au adunat pentru a da jos un sistem mizerabil. Ceea ce s-a întâmplat în colectiv are o legătură indirectă cu ce s-a întâmplat aseară pe stradă. Este doar cireașa de pe tort și, de fapt, simbolul acestei, să-i spunem, revolte, acestei ridicări a poporului român. Simbolizează momentul în care românii sunt gata să spună destul, atât, până aici ne-a fost de ajuns. Destul cu bișnița reală, destul cu valutiștii puși în cele mai mari funcții ale statului. Plecați, plecați odată, dar toți plecați, luați-vă banii pe care ni-ați furat și plecați. Oricum nu o să vă bucurați de ei prea multă vreme.
Plecați și lăsați-ne în pace. Aveți măcar decența să nu mai apăreți la televizor în fața noastră. Că nu vă mai suportăm prea mult. Gata, nu ne mai prostiți cu găleata de ulei, cu sacul de zahăr. A fost de ajuns. V-am lăsat 26 de ani. Acum este vremea noastră, a tinerilor. Destul cu șpăgile, cu atențiile. Nu este normal ca într-o țară europeană cel mai influent om dintr-un spital să fie paznicul de la ușă care îți rezolvă pe 20 de lei toate analizele, inclusiv alea oftalmologice, alea de ochi. O primă victorie, să spunem, că a fost deja repurtată. Ponta și-a dat demisia, și-a dat demisia Piedone, își dau... Da, și după Ponta, sigur, cu toții ne întrebăm cine vine. Da, pentru că după el vine Oprea, după el vine Tăriceanu. Nu vă mai vrem nici pe voi! Vă faceți acum planuri în ce partidele să își facă aranjamente? Cine intră la putere? Cine este? Stați un pic! Stați un pic, asta nu-i bătălia voastră! Uitați, asta este războiul nostru! Gata, nu vă mai vrem pe niciunul, ați înțeles? Nu că nu-l mai vrem pe ăla sau pe ăla. Plecați cu toții! Nu vă mai faceți planuri, nu vă mai obosiți, că nu ne lăsăm până nu vă dăm jos pe toți, până la ultimul. Și aici tot ce poate face domnul Iohannis, domnul Iohannis, cel pe care toată țara a ieșit în stradă, cel pe care l-a votat diaspora, a stat ore, zeci de ore în frig ca să-l voteze, să ne salvăm cumva țara, domnul Iohannis. Măi Claus, acum este momentul tău. Dacă ai un pic de cojones în momentul ăsta, pune în sfârșit prim-ministru pe cineva de încredere. S-a terminat, știu, răspundeți mereu cu aceeași decență, pentru că sunteți un om decent și vi se răspunde mereu cu aceeași golăneală. Gata cu decența. E timpul să fiți și dumneavoastră golan. Golan până la capăt, da? Așa cum s-au purtat cu noi, așa trebuie să ne purtăm și noi cu ei. Iar dacă dumneavoastră chiar țineți la poporul ăsta și chiar țineți la noi, oamenii care v-am votat, acum este momentul să faceți ceva. Dragii mei, asta este o fațetă a noii generații. Vă place sau nu, e o altă generație, una directă, care nu umblă ca generația mea cu menajamente, cu sfială, cu un necuvenit respect. Cu o uimire absolut candidă și oamenii politici au făcut cunoștință zilele acestea cu noilor votanți. Nici nu știau că există niște obrăznicături din astea de copii care nu știu, domnule, ce e la respect pentru funcție, pentru demnitar. Stai să-l vedeți și pe obraznicul care urmează. Un satanist, un repetent, drojdia societății, ce să mă. Avem 400 de spitale și 18.000 de biserici. Biserica cere bani de la stat să construiască catedrale și primește. Și nu e prost ăla care cere, e prost ăla care dă. Biserica, în loc să se modernizeze deodată cu societatea, a rămas la fel. Ba dimpotrivă, s-a transformat într-o mafie și o armă politică. Bolnavii mor în spitale, săracii mor de foame, iar diavolii care vorbesc despre iubirea între semeni se plimbă în mașini de lux, în haine sfinte. Suntem o țară bolnavă, am ieșit în stradă pentru Iohannis și regret asta. Cu ce ne-am ales? Cu postări pe Facebook? Totul pentru imagine, toți politicienii își aruncă vina unii pe alții. Dar mă, din cauza voastră au murit 31 de oameni, din cauza voastră, mă, înțelegeți? Pentru că sunteți corupți, pentru că ne-ați infectat și pe noi cu corupția voastră. Doi eroi morți de la colectiv au primit decorații din partea președintelui. O bună mișcare de imagine, domnule Iohannis, dar nu vrem asta, nu vrem like-uri pe Facebook. Și decorațiile acelea nu o să-i aducă înapoi la viață. Vrem fapte, fapte, înțelegi? Decorații merită toți cei care au rămas marcați pe viață după acea noapte. Medici, pompieri, oameni din public, polițiști, toți sunt eroi. Așteptăm fapte, nu vorbe. Câți trebuie să mai moară ca să vă fie vouă bine, mă? Ești primul președinte mut care tolerează și nu are nicio reacție față de corupția din țara asta. Îmi e silă de tine cum îmi e silă și de Ponta și de guvernul lui infect. Pentru voi și cei apropiați, interveniți. Vă folosiți de putere pentru a purta războiul între voi. Dar când o să vă folosiți de putere și pentru binele nostru, mă? Când? Dacă am fi fost pe jumătate de determinat și categorici ca puștii ce tocmai au vorbit, pe jumătate de golani și de derbedei, cred că am fi avut de mult și bine societate civilă, că până acum aceasta a fost confiscată ba de sindicate, ba de temir ce ONG-uri controlate strict politic.